Salutare! Vreau să vorbesc acum iar ceva despre COVID-ul ăsta care bântuie acum în lume. Deci, în primul rând vreau să vă spun de ce se numește COVID, pentru că nu-i pus la voia întâmplării COVID-19. De fapt, asta e o chestie care a început în 2019 și de-aia a pus 19. Nu i-a putut să pună 2019, că era prea bătător la ochi. Și uitați aici ce înseamnă COVID-19, controlul omenirii prin vaccinare și identificare digitale. Deci, e o chestie foarte simplă și foarte logică, pe care mulți nu o înțeleg. Deci, chestia cu controlul ăsta și cu febra asta a vaccinării este în toată lumea și nu este făcută la voia întâmplării. Deci, mare ocultă se gândește că suntem prea mult și vrea să ne vaccineze cu vaccinul ăsta ARN-ul, sau cum îi ziceau, care modifică genetica omului. Acum fiecare face ce vrea, face cum vrea. Eu am vrut numai așa să vă traduc un pic, să înțelegeți ce înseamnă COVID-19. Salutare, să auzim numai de bine, Doamne ajută!